Pe marginea șoselei de centură a municipiului Petroșani, în zona capătului de linie a microbuzelor, pot fi zăriți producătorii de varză. Sunt prezenți atât producătorii autohtoni, cât și din zona Dolj, care au bătut cale lungă pentru a-și comercializa legumele. Deși producția a fost bună anul acesta, până în prezent vânzarea nu a fost cum se așteptau agricultorii. Producția a fost foarte bună, dar prețul nu prea a fost chiar la cum ne-am propus noi să fie. După cum a fost zona secetoasă, s-a băgat bani mulți în benzină, la noi nu a plouat deloc și prețul este cum este, nu prea. Da, și vine lumea să cumpere, aveți vânzare? Este și nu prea este, e a patra zi de când. Patra zi. Uite. De la Călăraș Dolj. Prețurile sunt accesibile, iar comercianții își așteaptă clienții cu produse de calitate.